Vrei cele mai noi jocuri? între pe Gamerland. Simplu. Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații. Simplu. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video aici pe web. App. O să vă prezint astăzi o echipă de 4K. Pe 4K. Atât am dat pe ea. Atât am dat pe ea. 4K. 4000 de coins. Vor fac E perfectă pentru început și vă recomand cu mare plăcere. De ce nu? Este o echipă bună, non-rar toți, no, logic, echipă de început, în caz că nu aveți buget prea mare Și m-am gândit să vă prezint această echipă, de asta am făcut-o și eu, am făcut-o ca echipă a doua Să alternez între prima pe care v-am prezentat-o dată trecută și aceasta Hai să vă prezint player details, să avem pe Lecomte, iată ce statusuri bune are acest portar pentru 350 de coins Luați pe Lecomte ăsta sau Lecomte, a Barnam, cu 81 diving, 83 reflex și 81 kicking, 80, 77 pardon, position, 74 handling eu zic că este foarte bun, este, este bun, păi este bun ca dracu ăsta la... Cel puțin pe foaie, vedem în joc cum se va comporta Mai departe îl avem pe Corchia 75 Pace pentru acesta 76 Defending 72 Physical Are și Passing foarte bun Corchia mi-a plăcut și anul trecut Și iată că și anul ăsta are un cartonaj destul de bun și ieftin Și el tot 350 de coins Eu zic că merge aici ca lumea Apoi îl avem pe Hubocan de la Marseille. 71 pace, uh, 78 defending și 74 physical, 350 de coins și el. Înălțimea nu prea mare, dar e ok. Hubocan ăsta um... L-am mai folosit în trecut, dacă nu mă știu, dacă... Este acel hubocan sau e altul ăsta? Cred că este acel hubocan. Mi se pare că l-am mai folosit. A fost bun în trecut, să sperăm că o să fie bun și anul ăsta. Uh, Maxer apoi. N-are el pace prea mare, are doar 69 pace, dar este un jucător ceva mai uh, solid, cel puțin din poză. Înălțimea este ok. 77 uh, physical, ceea ce ajută, 79 defending. Nici nu cred că vrei mai mult, adică la început serios acum. Apoi Bal, Bal, Ludovic Bal de la uh, Ren, cred, dispar in da cred că Ren sunt ăștia, da. Uh, 350 și el, 82 pace, ceea ce e grozav, adică e fantastic omul ăsta. Uh, 73 defending, 74 physical, pe parte defensivă e tot ce-ți dorești pe, de la un left back. De ce tot apare mizeria asta? What the fuck e ei? Ăștia-s dobitoși, mă. Seri este mijlocașul meu central, uh, iată-l, este extrem de echilibrat, păcat că nu are 70 cel puțin fizică, ar fi fost grozav, ar fi arătat superb cartonașul ăsta cu toate uh, statusele de 70 sau mai mult de 70 um, Este un jucător bun, nu foarte înalt, iată 1,68m, este mai scund decât mine, apare În 350 de coins, eu zic că e foarte bun, cred că este ceva gen box to box băiatul ăsta Sper să mă impresioneze Apoi îl avem pe Saivet și el, asemănător cu, uh, cu serii, numai că ăsta nu prea are defending, dar are fizică mai mare, are și înălțimea mai bună, 350 de coins pentru acest uh, Saivet. Uh, are pace, are shooting, are passing foarte mare, 79 pentru un 78, e ok, mai ales că are pare puțin mai defensiv, mai bătăios, are 80 dribbling e superb ce dracu pot spune despre Saivet. Apoi îl avem pe Budebuz, Budbuz, nu știu exact cum se pronunță numele lui, sper să nu-l pocesc, Riad, îl i spune în Riad. Are 4 stele skill moves, 4 weak foot, m-am interesat de el special, 80 passing, gândiți-vă la 79, 80 passing și 81 dribbling. E grozav, cu 4 stele skill moves, e absolut fantastic, are și pace și shooting, omul ăsta cred că o să fie un playmaker adevărat și 100% o să fie. Are și înălțime, chiar un 1,77m, nu-i rău deloc băiatul ăsta stângaci. Interesant, foarte interesant. Mai departe avem pe Marcos Lopez, Marcos Lopez de la Lille. First owner mi-a picat la pecul ăla de la început și... Ce pot să zic despre el? 80 dribbling, nu știu exact câte stele skill are. dacă are 4 o să fie genial. Oricum are 77 pace, eu zic că e ok pentru început, la început să nu vă aruncați în caz că nu aveți foarte multe coins sau băgați bani în joc. Altfel să nu vă aruncați după jucător cu pace mare pentru că vor fi foarte, foarte scumpi. Ăsta costă undeva pe la 350 maxim, dacă îl luați la bid, dacă aveți răbdare, puteți face echipa asta imediat, de ce nu? Pe PC probabil marketul este ceva mai slăbuț, sincer să fiu și nu știu dacă puteți să-i găsiți foarte repede, dar dacă aveți timp, oricum până apare FIFA pe PC, mai durează. De fapt, cred că aveți acces și pe PC, dacă nu mă înșel, așa? Cred că este și pe PC. Apoi avem superbitatea asta de jucător, mă, doar 350 pentru omul care a dus... Uh, trofeul Euro Portugaliei Eder 77 pace, 77 shooting 81 fizică, e un monstru adevărat Nu știu sigur dacă mai are cele 4 stele skill Aici din păcate nu arată Nu înțeleg exact de ce Asta este Eder, oricum este o bestie, 350 de coins pentru așa ceva, mă. În fiecare FIFA a fost bun, apogeul său cred că a fost undeva prin FIFA 14 sau 13, nu mai știu sigur, era senzațional atunci, să sperăm că o să revină în forță acest Eder. Și ultimul jucător este Durmaz, este LM, joacă left winger, bineînțeles, 84 pace, un pace foarte bun, mi-a picat și ăsta first owner, iată, 300 de coins, 350 o să coste mai mult, nu cred că o să dați pe el, Eventual puteți să-l schimbați cu altcineva dacă nu vă place. Eu l-am păstrat pe asta pentru că mi-a picat și n-am mai vrut să mai dau bani să-mi zgârci cadra cu ce să-i faci. 78 dribbling, are shooting, are passing, este un jucător bun și asta este echipa mea. Eder, abia aștept să-i testez pe ăștia doi pe Budbuză sau cum pula mea se pronunță numele lui. Și uh, Eder. Ăștia doi chiar sunt curios la fel și cei din mijloca central să-i se și serii. Mi se pare interesanți. Portarul chiar vreau să, vreau să văd cum apără, pare interesant din statusuri Și cam atât pentru astăzi, eventual o să cumpăr și un manager dacă o să mai fac rost de coins Am 9 no coins acum, sunt bogat ca dracu Oricum, cam atât pentru astăzi, mă friends, sper că v-a plăcut episodul Dacă da, nu uitați să pisiți butonul de like, eu am fost cu ciao, les!